Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi predominant frumoasă, dar rocoroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 26 de grade, iar cele minime între 12 și 14 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi parțial însorită, unde maxima a ajuns la 25 de grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 12 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi ceva mai ridicate în toate cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 26 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 12 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 26 de grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 12 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 26 de grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 12 grade. În zilele care urmează, vremea se va încălzi ușor, astfel temperatura maximă va ajunge până la 29 de grade Celsius. În cursul zilei de vineri, maxima va atinge 26 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 16 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în cursul zilei de sâmbătă. Astfel, maxima va ajunge la 28 de grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la 15 grade. În cursul zilei de duminică, temperaturile vor urca și mai mult. Astfel, maxima se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 14 grade. Sunt Anca Olehuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi și pe site-ul nostru www.selejanul.ro. La revedere!